La Iași continuă pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Până acum, peste 80.000 de pelerini s-au închinat la racla cu Sfintele Moaște. Mulți dintre credincioși spun că se roagă pentru pace în lume. Pentru ce vă rugați în vremurile astea tulburi? Pentru sănătate, iertare de păcate și restul. Ne rugăm pentru pace în lume și în țara noastră, pentru că noi tinerii sperăm la un mâine mai bun. Pace și sănătate. Dacă o să ne rugăm, o să ne ajute, Doamne, Doamne, să avem pace. Poate, poate. Noi trăim cu speranța. Pentru sănătate. Sănătatea e cea mai importantă. Dacă avem sănătate, le facem pe toate. În vremurile astea tulburi ne-am rugat, în primul rând, pentru sănătate, pentru pace, pentru copii, pentru că-s plecați.